Napoli matrimoniale. Da, luați loc. Soțul meu nu e acasă. Dar luați loc. Mi-a zis că se întoarce imediat. Vă mulțumesc, doamnă. Vă mulțumesc. Și ce puteam să fac pentru dumneavoastră? Nimic, doamnă, absolut nimic. De atunci, pentru ce ați venit? Păi, acum câteva zile m-am întâlnit cu soțul dumneavoastră, care mi-este un foarte bun prieten și vechi coleg de școală. A, și pe care nu l-am mai văzut de 15 ani, pentru că am fost plecat în America. A. Da. E, ce mai faci? Cum îți merge? Bine, bine. A zis el, eu m-am căsătorit de vreo 2 ani. O, zic, foarte bine, mă bucur foarte mult. Și tu, zice el? Păi, eu zic că m-am întors acum câteva zile din America, pentru că societatea la care lucrez, Petrolifera, m-a mutat la sediul de aici, în Napoli. Dar știți, stau la hotel. Da, aș vrea să mă mut într-o cameră mai ieftină. La o familie. Ce ocazie grozavă, zice el. Poți să-ți dau o cameră la mine acasă? Zic, foarte bine, mă bucur foarte mult. O să ne aranjăm și cu prețul, a zis el. Așa că eu de asta sunt aici. Eu pentru asta am venit, știți? Da, Arturo o să vină imediat, dacă vorbiți cu ea. Da. Apoi atunci am să mă înțeleg cu el când o să vie și am să-i prezint și complimentele mele pentru gustul de care a dat dovadă atunci când s-a căsătorit cu dumneavoastră. Noastră, mă vedeți acum? Eu am fost o floare, domnule. Nici nu mă mai recunosc deloc. Soțul meu azi dimineață iar a tras un glonț asupra mea. V-am pușcat? Da, la revolverul s-a tras. A fost o minune că nu m-a nimerit. De semne că Madonna mă apără. Cum? Azi dimineață a tras un glonț în dumneavoastră? Numai azi dimineață? Trage mereu. Primul foc de revolver l-a tras în prima noastră zi de căsătorie la masă. După felul 2. Asta este extraordinar. Bă, și nu v-a nimerit? A fost o minune. Glonțul s-a dus Dumnezeu știe unde. Apoi au trecut câteva zile. Cara mie, bambina mie, ne-am împăcat. A doua oară a tras într-o dimineață de vreme. Spuneți-mi, la cafeaua cu lapte? Adică la... A treia oară de ziua mea, o nomastică. Asta e bună. Ce ești? Ce ești lumea ta? Și de cât timp vă împușcă soțul dumneavoastră? Păi nu spun. De 2 ani. Din prima zi când ne-am căsătorit. Extraordinar. Dar ar putea să iasă o nenorocire întreagă, doamnă. Ei, și pui ce să fac eu? Până acum am scăpat. Dar cine știe cât o să mai meargă. De semne, Madonna, mă apără. Dorotea! El e. Să sperăm că e bine dispus, altfel vezi dumneavoastră. Te pui cu mine. Michele! Salve, Arturo! Salve, Michele! Michele, să mă iers că nu mai găsesc acasă. Nu faci nimic, nu faci... Dar unde ai fost? Am fost să cumpăr niște gloanțe, că se terminaseră și nu mai aveam și... Da. Da, păi am vorbit cu soția ta și da, te-am așteptat pe tine, pentru că... Nu? Da, da, gata, să stai da, jos, Michele. Da. Stai jos. Avem și scaun. Da. Ai văzut camera? Nu. I-ai arătat omului camera? Nu, încă nu, dar n-are nicio fel de importanță. Da, n-are nicio importanță, Michele, asta e primul lucru, să vezi camera, dacă îți convine, dacă nu-ți convine, dacă... Să știi că eu n-am de gând să slujesc pe nimeni. Acum am ajuns și servitoare. Țin toată casa asta în spinare. Seara când mă culc, nici nu mai simt picioarele. Dorotea, Michele. Adică ce, pentru mine nu e greu, adică eu nu muncesc. Tu te-ai odihnit?
Bine dispus de la prăvălie și încep să comanzi. Frumoșel și bine odihnit, ha? Are dreptate. Frumoșel și odihnit, la noi de la prăvălie frumoșel. Nu. Dorotea, nu mai vorbi așa că mă apucă nervii. Repede te mai apucă nervii. E nervos, domnișorul! Nu, Arturo, te rog, nu răspunde! Michele, lasă-mă, că asta dă niște răspunsuri care fac să se urce sângele gata! Arturo! Da, da, ai dreptate, nu, mai bine să tac din gură, nu, sigur. Iartă-mă, Dorotea, stai jos, Michele, stai jos. Da, bea, ai venit la noi, nu? Da. Și musafir la noi aici, bea o cafea, Michele? Da, cu mare plăcere, dar n-aș vrea să deranjez. De ce să ne deranjeze o cafea, se poate? Aș bea și o cafea, nu? Cu plăcere. Dorotea, fă-ne două cafele, una pentru mine și una pentru Michele. Două cafele ca să... Baierul a comandat două cafele! Una pentru ambasadorul Spaniei și alta pentru pașa din Beirut. Duceți-vă și beți-vă cafeaua la cafenea! Dorotea, du-te și fă două cafele. Da, ce tu ești? Și du-te și fă-le tu. Dorotea, fă cafele, tu mă cunoști! Te cunosc! Cum să nu te cunosc? M-ai făcut să rămân numai piele și oase. Seara vine de la servici, de la prăvălie mă otrăvește viața. Pentru mine, nu-i nicio distracție, nici măcar un cinematogram. Și cafea gata, nu-ți fac, am terminat. Dorotea, mă scoate din fire, Dorotea! Arturo, ai înnebunit? Nu, eu nu vreau cafea! Lasă-mă, Michele, lasă-mă! Nu vreau cafea! De data asta sunt hotărât să termin cu ea! Arterie, mă, care așa arată pe limita un dom! De data asta! Să nu mai scapă! Arturo, ce-ai făcut? Ai împușcat-o! Madonna mia, a întâmplat o minune. Iar nu m-a nimerit. A scăpat și de data. Arturo! Nu face nimic, dragă, nu face nimic. Imediat vă aduc cafea, imediat. E gata, că știam că trebuie să vii și am pregătit-o, e pe foc. E pe foc, cafea e pe foc. Madonna mia, ce transpirat ești. Nu, am transpirat puțin, să știi, foarte puțin. Adică am fugit. Muncește de dimineață până seara. Da, ce, parcă tu nu muncești, pentru tine nu e greu. Da, ce, o fac cu plăcere. Și ce fac? Stau toată ziua degeaba aici în casă. Tu însă avea nevoie de puțin odihnă. Bietul Arturo, imediat vă aduc cafea, imediat. Da. Deci e foarte comodă pentru tine, să știi. Biroul e la 100 de metri de aici, camera are bai, și ce bai, ce bai. Nu, hai să vezi, hai să te simți aici ca între prieteni. Da, bineînțeles. Dar unde puteam să găsesc ceva mai bun? Pe chiar, unde să găsesc ceva mai bun decât... Da. 15 ani în America. 15 ani în America. Ia spune, te-a speriat? Dacă m-a speriat, încă puțin și muream. De ce? Închipuiește-ți, să vezi cum se trage un foc de revolver asupra unei femei. Nu. Eu te întreb dacă te-a speriat America. Pa, nu, cine știe ce America. Napoli, Napoli. Cum ți se pare Napoli după 15 ani? Extraordinar. Ce viață. Știi cum e? M-a impresionat. Sigur că da. Așa cafea n-ați mai băut. O să vedeți. Delicioasă, doamne. Minunate. Madonna mia. Hai, Naceanu. Hai, ruptă. Am și uitat să spun, nici nu știu cum s-a întâmplat ca ei. Bineînțeles, cum mers tu aiurea ca un tâmpit. Bagă de seama, cum vorbești și vorba aia ca un tâmpit. Dar cum ai vrea să-ți vorbesc, ha? V-ați agățat puțin haina, domnule, bravo, ce plăcere! Ca și cum ne-ar da bani afară din casă. Să nebunești, nu altceva! Dar nu-ți închipui că eu îmi rup hainele ca să mă distrez, Dorotea, s-a întâmplat. Doamne, dar e foarte adevărat. Adevărat, e că e foarte blec. Bine, adevărat și asta, sigur că e adevărat. N-ai făcut așa și cu pantalonul de flanel? Haina maron, ai pătat-o de cerneală? Așa, are dreptate, nu, și haina de flanel și pantalonul de cerneală le-am pătat, dar dă-i două ace, dacă îi dai două ace. Ar trebui să fiu nebună. Așa crede, tu așa mă crezi. Așa crede dumnealui, când unul îi bleg, altul coase imediat cerul pe el. Dorotea, coase haina imediat. Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule. O să coase când am să am eu chef. Dorotea! Stai să o iei la Paștele Cailor. Dorotea, asta seara ajung cu tine la cimitir. Coase haina imediat. Nu ți-a fost, nici dacă ar fi să mori aici pe loc. Na! Dorotea! Dorotea, vreau să intru la închisoare! Arturo! Lasă-mă, Michele! Arturo! Mă lasă-mă! Frumerica, haina! Nu lasă-mă! Trebuie să mori odată! Nu eu! Nu eu! Nu tu! Madonna mea, iar mi s-a întâmplat o minune. Iar mi-a minunat. Da,
Am scăpat și de data asta. N-ai murit? Nici de data asta? Mai bine să muri amândoi. Dă haina încoace, dragă! Ți-o cos eu! Ți-o repar imediat! O să o cos că nici nu o se vadă unde a fost ruptă, nici dacă te uiți cu lupa. Ce gaură! Ce gaură! Hai, coasă, coasă, și vină repede, doamna de aia, vină repede. O coasă imediat, știi? O coasă îi dă două. Michele! Michele! Asta e o violență de om care trebuie băgat la închisoare. Într-o jumătate de oră să faci două coase de vasă ta. Nu, eu înnebunesc. Am să depun mărturie să fii băgat la închisoare. Nu la Palamuc. Ce Palamuc? La Palamuc. Între noi doi totul s-a terminat. Stai, omule, s-a terminat. Stai, omule, stai, omule. Nu stau, stai, eu plec. Nu. Ce violență, ce închisoare, eu fac asta anume. Cum anume? Arturo, m-ai strigat? Arturino. Lolo! Eu fac asta anume, anume, când am însurat cu nevastă mea, care e o femeie foarte bună, dar are un caracter infam. Pentru mica toată în stare să întoarcă toată casa pe dos. Dom'le, dă niște răspunsul ca doar face cu adevărat. Înțelegi? Eh, în prima noastră zi de căsătorie am avut una din discuțiile astea mai animate. Stăteam la masă și mai din pricină că m-a făcut să mă enervez, mai și dând țigneala mea, așa, a spus pistolul ăsta, care e pentru copii, știi? Nu, e pentru copii, e cu capsi, e cu capsi. Pac! Și am tras un foc așa înspre. Imediat am văzut schimbarea, știi cum stăteam așa la masă? Înțelegi? A devenit toată dulce, surzătoare, drăguță. Și am înțeles. Am înțeles. Ca să fie liniștită, trebuie să trag. Dacă nu trag, nu o să liniștită. Și atunci trag și eu, știi? Trag mereu. Ce să fac? Spune-și tu. Da. Acum înțeleg, sigur. Păi înseamnă că e un revolver cu gloanțe oarbe. Capse! Capse, bineînțeles. De ce nu mi-ai spus asta de la început? Era să mortifică. Arturo! Da. Uite, nu se mai vede nimic, nimic. Ești mulțumită? Mulțumit, draga mea. Hai să vă arăt camera. Nu, iertați-mă, eu trebuie să plec. Nu, e adevărat, nu, am un prieten, am o întâlnire, am întâlnit la ora. Atunci am mers și eu cu tine. Ieși. Păi da, ieși, Ionita, lăsa, ieși, ieși. Dar de ce te deranjează? Nu, du-te. Tu când mă las singur acasă, atunci ești mulțumit, da, și da, fericit. Da, nu sunt mulțumit deloc, draga mea, dar nu sunt mulțumit. Aseară am fost la teatru, la altele, la cinematograf. Nu, dar înțelegi și tu, a venit prietenul meu, nu l-am văzut de 15 ani. Eu nu l-am văzut de 15 ani, el nu m-a văzut de 15 ani, nu l-am văzut de 30 de ani, trebuie să mă duc să ușor masă. Nu vin nici la masă! Așa! Ne facem de cap! Știi ce zic eu? Tu n-ai să pleci. Eu am să plec. Dar n-ai să pleci! Am să plec. Ba n-ai să pleci! Nu! Am pus coșul, hai să mergem. Nu se poate. Ține-mă. Lasă-mă, Michele, lasă-mă! Nu-ți lăsa, Arturo! Lasă-mă în minte, se întâmplă o nenorocire! Nu-ți lăsa! Lasă-mă, nu-ți lăsa! Lasă-mă! N-ai să pleci! Am să plec, dă-mi drum, dă-mi drum! N-ai să pleci! Am să plec! Ba, n-ai să pleci! Am să plec! N-ai să pleci! Mă, doamna mie, iar s-a întâmplat o minune. Iar nu m-a nimerit. Am scăpat și de data. Hai scăpat și de data. Hai, credeți că veniți? Hai, Arturo! Hai, de data asta, nu ți-a făcut nimic! Hai, nu mi-a făcut, hai, 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 hai